Salut, eu sunt Max și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi eu am să fac ceva mai interesant, ca să zic așa. Îmi cer scuze pentru că n-am mai postat de o vreme. Am avut o problemă foarte mare și din cauza unei măsele de minte am făcut un absces și din cauza asta ar trebui să mă duc la spital la urgență și de asta n-am mai putut să mai postez. Mi s-a făcut o infecție și dacă nu mă duceam la timp, putea să vină la plămâni și să nu mai spun. Nu contează. Astăzi eu să îmi prezint colecția mea de telefoane. Am mai făcut un video de acest gen și, mă rog, v-a plăcut la unii, dar acum am alte telefoane, dintre care se includ și iPod-uri, dar bineînțeles, nu vă spun, eu am să vă arăt de la cel mai slab până la cel mai puternic telefon. Înainte să începem acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să distribuiți mai departe și, desigur, să vă abonați la canal cu clopoțel pentru a primi toate notificările. Haideți să începem. Da. Primul telefon este acesta. Trebuia să-i dau bunicii mele și nu prea s-a obișnuit cu el, dar însă este aproape nou. Max.com. Max. Mă rog. Al doilea telefon este acesta. Este de la Digimobile. Un telefon RDS. Mă rog. Era foarte bun înainte. Era a mamei mele. Din 2008 până acum l-am, dar cred că mai este și acum funcțional. Mă rog, dar îmi place foarte mult că încă o mai rezistat. Na. Următorul telefon este acest Samsung. Era din 2011. Tot a mamei a fost. Mi l-a dat mie de ceva timp, dar mă rog, nu mai funcționează touchscreen-ul. Are un fel de folie, nu știu, mai de mult. Dar oricum, era un telefon bun. Păcat că nu mergea internetul. Al treilea telefon, i-am făcut unboxing la penultimul videoclip, este acest Caterpillar, se numește Cat B25. Pe lângă că mai produce camioane, mai produce și telefoane. Cat B25. Aparține, cred că și din categoria telefonii, dar mă rog, este acest iPod din 4, generația 4, lansat în 2010, pe culoare alb, mă scuzați, fai mamă. Și este blocat în iTunes, ca să zic așa, dar na. Ei, spart și aici, dar e bun. Și încă se poate asculta muzică pe el. Încă un iPod. La fel, este tot din generația a patra. Dar, bineînțeles că ăsta e mult mai bun decât ăsta, adică mă refer, e mai intact. Dar, în schimb, el funcționează. Eu am dat luminozitatea la minimum pentru că, na, el dă foarte multă lumină și nu suport ochiul meu lumină puternică. Dar în rest este impecabil. Se aude bine, într-adevăr, speakerul, na, se aude. Nu știu cum să spun, se aude înalt, dar nu cu mult bas. Bine, dar partea interesantă este că el nu vibrează. Cred că este și din cauza materialului, că e oțel. Oțel inoxidabil, mă rog. Aici avem tot un iPhone 4S, mă rog, iPhone 4S de data asta, i-am schimbat și spatele, mă rog. Și chestia e că îi rupt în gură de
foamei, ca să zic așa. Mă rog, nu mai funcționează, ca să zic așa, este blocat iTunes pentru că l-am dat la cineva și apoi după aia s-a blocat pentru că nu a fost proprietarul, nu am fost eu îi sunt proprietarul, dar în rest mi l-a luat în gură de cuțite, de ăsta, l-a băgat și la sobă, a, stai, a, ce să-i fac, mi-a dat banii pe el. Următorul telefon este Samsung Galaxy S6 aici. E bun telefonul, într-adevăr, dar îi spart display-ul. Și dacă ar fi, aș putea să fac. Bateria este bună, camera este bună, blitzul, cu unghia asta cânt la chitară, nu băgați în seamă dacă mi-o vedeți. Și în rest e ok, doar că la display, da. Următorul telefon este acest Huawei. Huawei pe Smart 2018. El funcționează în continuare. Are dual camera, scanner de amprentă și blitz LED. Dar este că e telefonul mamei. Asta nu e al meu, dar l-am luat pe așa. Mă rog, mă scuzați pentru faza asta, nu e al meu telefonul ăla. Ce mai am? Mai am acest Samsung Galaxy A8 pe care l-am prezentat în videoclipul anterior, de anul trecut, na, mă rog. Este foarte bun, o rezista, dar problema este că aici în spate l-am făcut cam varză. Nu l-am făcut intenționat, Doamne ferește, cum să spun, este din cauza unui prieten, pentru că nu a fost atent și eu eram în leagăn, mă dădeam când aveam ce să fac, mă dădeam în leagăn în parc și mi-a dat viteză prea mare și cam așa au ajuns. Dar, în schimb, mi-a dat banii pe spatele lui și, na, nu am mai apucat să-l mai fac. Penultimul telefon este acest Samsung Galaxy S7 Edge. Este un telefon bun. Îmi place că are cel mai curbat ecran din gama Samsung. Se vede. Dar în rest este un telefon impecabil pe care îl recomand la oricine, dar din păcate lasă de dorit și sistemul de operare, adică el este actualizat până la Android 8.1 sau oricum până la Android 8 Oreo și de acolo nu mai reușesc să mai primească update până la update-ul actual. Și ultimul telefon pe care vreau să vi-l prezint este acest iPhone 11 Pro Max. Care aseară m-am jucat cu el și, mă rog, aș vrea să-l și-l vând după, că vreau să-mi iau un XS Max, pentru că nu știu, nu prea mă acomodez. Am avut și XS Max, dar l-am dat pentru a-mi cumpăra un 11 Pro Max, dar văd că na. Nu-mi place cum lucrează. Într-adevăr, nu-mi place că nu mai are 3D Touch, dar însă XS Max-ul a avut 3D Touch și nu înțeleg de ce Apple l-a scos. Mă rog, cel puțin așa mi se pare mie că ar fi mai ok pentru mine un XS Max. Da. Prieteni, dacă v-a plăcut acest episod cu colecția mea de telefoane, nu uitați să apăsați butonul de like, să distribuiți mai departe și, desigur, să vă abonați la canal cu clopoțel pentru a primi toate notificările. Eu a fost Andrei Max Răducan și ne revedem pe data viitoare. Pa, pa!